Ce vom face noi astăzi? Vom face un sirop de dovleac. Poate nu ați mai auzit niciodată, dar să știți că monahii știu multe remedii naturiste. Și bineînțeles, tot cu ajutorul mierii noastre, cea de toate zilele, ne vom ajuta să facem acest sirop, siropul ochilor. Deci acum o să facem un sirop, să avem o privire ca a vulturului. Ați văzut vulturul pe cer, vede un șoarice prin iarbă. Așa și noi trebuie să ne recăpătăm o vedere sănătoasă cu ajutorul beta-carotenului care se află în acest sirop. Uite, Părinte Luca, ține-mi și mie de sită. Vedeți ce fluid este? Deci aici s-a îmbogățit foarte mult cu zeama de la acest dovleac plăcintar. Dacă vreți să luați cel mai bun dovleac din România plăcintar, să îmi lăsați un mesaj în comentariu și vă spun de unde să luați, de la Bălen Sârbi. Și acum o să vă arătăm cum se face acest minunat sirop. Foarte ușor de preparat, foarte gustos, foarte parfumat. Aveți nevoie de un dovleac plăcintar. Eu vi-l recomand pe acesta, pentru că cel turcesc, cel mare așa, gri, nu este atât de dulce, nu are atât de multe proprietăți. Uite aici, Părinte Luca. Cu grijă, tăiați plăcintarul, să nu vă tăiați. Îl tăiați primul sfert pentru a putea să stea frumos pe masă când o să punem mierea în el. Cu restul de la dovleac, îl tăiați rândele și îl băgați la cuptor. Foarte bună rețetă de dovleac copt sau să îl răzuiți și să faceți o plăcintă minunată. În mijloc este gol, săpăm ușor până dăm de acest gol, pentru că în mijloc se păstrează semințele lui și aceste mațe ale lui, aceste fibre nervoase. Să nu mai coaceți semințele la cuptor ca să le mâncați, pentru că le distrugeți toate proprietățile. Acești acizi, grași și uleiuri esențiale omega, foarte sănătoși pentru organism, puteți să le consumați crude. Le puneți deoparte sau le puneți la uscat și le puneți în plământ pentru la anul, ca să aveți parte de noi și noi dovleci în grădină. Așa. Dovleacul este, cum am spus, foarte bun la vedere. Deci conține acest antioxidant beta-carotenul care ajută pentru o vedere și pentru ochi sănătoși pe perioadă foarte, foarte lungă. Trebuie să faceți o cură cu beta-caroten, cu sirop de dovleac, cel puțin 3 luni de zile. Deci pentru a se cunoaște un rezultat, faceți o cură mai lungă. Pentru a îmbunătăți vederea, minim o lună de zile. Dacă aveți deja o afecțiune, faceți această mineralizare a ochilor folosind multe rețete cu dovleac. Atât salată, îl dați prin răzătoare, să nu adăugați zahăr în plus, să nu adăugați ulei, îl răzuiți și îl mâncați. Faceți acest sirop minunat care se face foarte ușor. El este un bun digestiv, ajută la slăbit, pentru că dovleacul oferă o sațietate organismului și o să vă piară ușor, ușor pofta de mâncare. Deci ajută mult în curele de slăbit. Pentru cei bolnavi cu gastrită și ulcer, reduce colesterolul rău, este un prieten al vaselor de sânge, al părului, al pielii și al unghiilor. Face minun beta-carotenul acesta, care se regăsește în toate fructele portocalii, dar cel mai mult se află în dovleac. După ce scobiți tot, puteți să alegeți semințele. Semințele crude sunt foarte bune la paraziții intestinali, deci copiii care au viermișori, acești limbrici, să consume câte o mână de semințe proaspete pe fiecare zi. Se găsesc acum, slavă Domnului, și la plafar, semințe netratate termic.
sunt foarte bune pentru sănătatea inimii și întăresc vasele de sânge. După ce faceți scobitura ca la ridichie neagră, același procedeu, am scobit ridichia neagră, acum scobim dovleacul, adăugăm mierea. Ca să mai schimbăm puțin, vom folosi o miere de mană adusă de la Muntele Athos, de la călugării de acolo. Mierea de mană este o miere extrem de sănătoasă, mult mai sănătoasă și mult mai gustoasă și mai terapeutică decât mierea de salcâm sau cea polifloră. Are mai puține zaharuri în ea, mai puține glucide, de aceea este în cantități foarte mici, este indicată și diabeticilor. Deci mierea neagră o puteți găsi și la mănăstirea Slănic. Cu această mană, mana cerească de la Dumnezeu, o vom prepara noi astăzi împreună cu dovleacul nostru plăcintar. Puneți miere până aproape umpleți dovleacul și lăsați 24 de ore și 48 de ore la macerat. Vedeți cât este ea acum de cleioasă, dar mâine o să vedeți că este foarte lichidă, ceea ce înseamnă că s-a îmbogățit cu siropul, cu zeama de la dovleac. Păi dacă nici asta nu este sănătate curată, nu mai este nimic atunci. Eu am ales astăzi mierea de mană, dar dumneavoastră puteți să folosiți orice tip de miere, inclusiv mierea de rapiță, tei, salcâm, polifloră. Deci după două zile îl trageți la sticle și el vă va fi de ajutor în recăpătarea vederii de vulturi, a sănătății corneei, îmbunătățește digestia, arde grăsimea abdominală, este indicat cel mai bun sirop dintre toate siropurile, pentru că acest sirop de dovleac oferă această sațietate în organism și nu mai poți mânca. Puteți pune apă minerală peste el, puteți pune apă plată și o să aveți toată iarna această savoare. Dacă dați la cineva, o să zică că ați făcut cu pepene galben, nu cu dovleac. Vă doresc la toți să aveți pace de la Dumnezeu, pace în sufletele voastre, pace de la natură și cu această pace vă veți trata și veți fi sănătoși. Doamne ajută! Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la prea bunul Dumnezeu.